Am descoperit ceva foarte mișto. Ăsta de aici este un senzor de lumină. Deci acum, dacă l apăs ca și cum ar fi noapte, dacă l acopăr, se aprinde direct cu lumina aprinsă. Acum, nu știu dacă e suficient de puternică lumina asta încât să-l stingă. Văd că nu este. Dacă ar fi soare, s-ar stinge. Dar asta nu afectează cu nimic butonul. Adică dacă eu aprind lumina din buton, rămâne aprinsă. Uite, acum s-a stins. A detectat lumină. Ok, și acum ca să intru în setări, hai să vă arăt setările, că după foarte multe încercări am spart codul. Și o să vă arăt și codul imediat. Trebuie să se stingă, îl aprind și imediat după ce se aprinde apăs astea două și a intrat în setări. Acum, primul este 1, al doilea este 2, mai departe. Aici e foarte complicat. Cred că este 3 și ultimul posibil 4. Și acum dacă apăs pe ăsta, gata, deci am spart codul și am găsit cele mai tari setări. Practic tot ce vreau e în setările astea aici. Avem la normal dimensiunea roții, unitatea de display, avem fixed position, nu știu ce înseamnă, ride mode, avem sport, City și Eco. La mine e pe sport, de-aia a prins până la 40 la oră. Aici avem setare de lumină. Putem să setăm pe manual sau pe auto, manual sau pe auto. Am lăsat pe ambele și viteza maximă de 40 la oră. Ia să vedem dacă merge mai mult de atât. Oho, ia să o dau la 50 la oră. Nu știu ce se întâmplă dacă fac asta. O să vedem probabil. Așa și ce mai e pe aici? Poș. Speed, asta este când ține apăsat pe butonul de pilot automat, merge cu 6 km la oră. Aici am parolă, dacă vreau să pun parolă, dacă nu vreau, o las cu parolă. Speed Auto Trace, nu știu ce înseamnă, se oprește după 5 minute și cam atât. Mai departe, la baterie avem standard voltage, low cut voltage, când e bateria goală, bla bla bla, nu umblăm în setările astea pe aici, că și l-a citit el singur și știe ce să facă mai departe. La motor avem electric angle 0 degree. Vedem ce se întâmplă după ce ies cu ea afară. Nu știu exact ce vrea să spună. Style, front, rear, da, nu avem middle, avem front sau rear, în cazul ăsta front, avem senzor Hall. Ia să văd dacă merge să setez și fără senzori. Ia uite, Hall-less. Deci pot să-i setez, pot să setez și fără senzor. Nu știu dacă merge totuși. Gear. Aici ce setări fi? Gear sau gearless? Avem gear. Pole pairs. Asta afectează viteza pe display. Magneții. Avem 10 perechi. Reduction rate. Nu știu ce înseamnă. Speed sensor 1. Acolo nu umblăm. Display. Avem enable și disable. Level count înseamnă vitezele. Hai să-i dau pe 3, că nu stau niciodată pe 5 viteze. Îi dau pe 3 să-mi arate 3 viteze. Stage 1, 28 km la oră. Astea nu știu exact ce vor să însemne. Ia să-i dau la Stage 3, 50 km. Cred că afișează pe display altfel. Nu știu, vedem când ieșim afară, că toate astea le fac acum de pot o dereglez de tot. Aici am dat ăsta deja la high, pentru că ăsta mă gândesc că este plecarea de pe loc și atunci am dat-o să plece mai repede. Throttle avem enable pentru că da, trebuie să meargă pe throttle. Accesorii, brake sensor încă nu am. Aici o să pun, o să dau, o să las pe low. Speed sensor nu am. Și cam atât. Save sau uitați, without save. Îi dau save, se închide și se salvează. Și cam atât. Acum trebuie să o scoatem afară să vedem ce am făcut. Este un singur grad afară, așa că e posibil să mi se închide telefonul de la fâic. Dar până atunci vedem cu ce viteză merge. Am instalat aici becul din kit. Am schimbat frânele cu măgura pentru că am avut nevoie de celelalte pentru o trotinetă, așa că am pus aici măgura și o gentuță. Hai să vedem ce am făcut. Parcă pleacă mai repede. O idee.
aici am 15, aici am 12, 16, 13. E o diferență de 3-4 km la oră. De viteză acum și am dat pe ultimul.